Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, este pomenit de aproape toate bisericile tradiționale, fiind unul dintre cei mai venerați sfinți din calendarul ortodox, sărbătorit la dată fixă în fiecare an, 23 aprilie. În tradiția populară, sărbătoarea este cunoscută sub numele de St. George, considerat a fi un zeu al vegetației, protector al naturii înverzite, al vitelor și al oilor, el fiind identificat în panteonul românesc cu cavalerul Trac. De aceea era o zi prielnică pentru culegerea burienelor de leac pentru animalele din gospodărie. Cei care se întâlneau în această zi se udau reciproc ca să nu sece apa și zvoarele la vară, să cadă ploaie binefăcătoare din cer, să nu rămână însetați. În spiritualitatea populară, St. George este cel de-al doilea stâlp calendaristic alături de Sfântul Dumitru, St. Medru, între cele două divinități existând o înțelegere cosmică, facilitată și de divinitatea supremă. Se spune că atunci când se aud primele broaște cântând, St. George ia cheile de la St. Medru pentru a deschide drumul naturii spre viață, el fiind considerat cap mare de primăvară, înverzitorul întregii naturi, semănătorul tuturor culturilor și închizătorul anotimpului friguros. Toamna, St. Medru, care nu iubește pomii înverziți, primește cheia de la St. George pentru a închide timpul friguros și a slobozi din adâncuri anotimpul rece. Sfântul Gheorghe este de asemenea ocrotitorul armatei române, a cărei zi 23 aprilie coincide cu sărbătoarea Sfântului. În iconografie, Sfântul Gheorghe este prezentat călare, doborând cu sulița un balaur.